concertezi pentru prima oară cu Madame Hooligan în România. Ce poți să ne spui despre trupă? Cum a început totul? A început foarte... o manieră foarte interesantă. Eu nu mi-aș fi dorit o altă trupă, aș fi vrut să continui cu line-up-ul meu vechi de la Boschito la vremea aia și așa am plecat toți în Statele Unite. Am decis să riscăm și să luăm viața în piept acolo. Am zis, hai să vedem ce se întâmplă. Dacă suntem buni, suntem buni, dacă nu, nu. Doi dintre noi s-au răzgândit foarte repede când au văzut ce competiție și cred că nici n-au apucat să vadă de fapt nimic. Cred că erau cam răzgândiți dinainte. Și doi dintre noi au rămas, eu și cu Andrei Toboșaru am rămas în continuare. Și pentru că, nu știu, ne-am dorit să ne exprimăm altfel, am zis ok, hai, nu mai are rost să continuăm sub titulatura de Boschito, hai să încercăm altceva. Și așa e și Madame Hooligan. Am văzut că aveți influențe din folclorul românesc. La început erau foarte multe influențe pentru că am fost sfătuiți de fostul nostru producător de trade de la POD. A spus că i-a plăcut foarte mult influențele și că încerca să construiască ceva în jurul acestor influențe. Dar am testat puțin piața și n-a mers. Și atunci influențele noastre au devenit numai cât puțin piper, puțin mirodenii aici și acolo, exact cât să ne păstrăm individualitatea și să nu uităm de unde am plecat. Am văzut POD, Field, cum ați ajuns să colaborați cu oamenii ăștia, oameni mari din industria muzicală? Așa s-a întâmplat. Cu POD și cu Field am cântat la un concert, la un moment dat în Pasadena, undeva, nu mai știu unde am fost. Și ne-am întâlnit cu cineva pe care îi cunoștea și i-a plăcut foarte mult cum am cântat și a zis, băieți, dacă vreți să vă fac cunoștință, să vă așa, aș putea. Inițial nu prea l-am luat în serios pentru că, na, așa sunt românii mai reticenți, dar până la urmă s-a întâmplat. În 24 de ore m-am întâlnit cu Fildy, a fost foarte drăguț, m-a prezentat la toată trupa, am fost la repetiții împreună. Ce mesaj transmite albumul vostru, Anti-Heroes? Sunt teme și motive care țin de viața noastră personală și care sunt situații din viața noastră care ne-au inspirat. Albumul nu este neapărat despre imigranți, nu are de fapt nicio legătură, dar este un album destul de protestatar și destul de... este furia tânărului care încearcă să plece dintr-un loc pentru o viață mai bună și când ajunge acolo vede că e aceeași mărie cu altă pălărie, adică îți dai seama că problemele sunt cam aceleași peste tot, știi? Un mesaj pentru fani? Nu știu dacă avem foarte mulți fani, dar sunt convins că dacă ne dați ocazia și șansa să vă arătăm ce putem să facem și ce știm, veți deveni. Și după aia am mai multe mesaje pentru voi, dar întâi veniți să ne vedeți. Haideți să ne întâlnim, să ne împrietenim și să aflăm unii despre alții.